Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Revenim la voi cu prezentarea activității din șantier pe ultimele 6 luni. În luna ianuarie, la clădirea cazării, am finalizat demontat termoizolația și hidroizolația și am turnat fundațiile pentru terasele exterioare. La clădirea centrului de recuperare am placat tavanele înalte cu rigips și am început montarea tubulaturii pentru ventilație și țevile pentru hidranți. De asemenea, am utilat camera tehnică la piscină și am montat pompele de căldură. La bisericuță, în luna ianuarie, domnul Ioan, pictorul nostru drag, a continuat cu pictura în altar. La începutul lunii februarie s-a livrat centrala de ventilație cu recuperare de căldură pentru centru de recuperare și în interiorul centrului am finalizat de placat tavanele înalte cu rigips. Am finalizat montarea tubulaturii pentru ventilație și am început gletuirea pereților interiori. De asemenea, în camera tehnică, pompa de căldură sol-apă IDM a început să funcționeze foarte eficient la capacitate maximă. În luna februarie, în clădirea cazărilor, s-a continuat placarea pereților cu rigips și s-a început montarea instalațiilor sanitare și a instalației de încălzire în pardoseală. În bisericuță, domnul Ioan a finalizat la sfârșitul februarie de pictat bolta altarului. În luna martie, pe exterior, am început configurarea aleilor la grina senzorială, iar la cazare am început montarea structurii pentru capacul de la atic și am montat ușile albastre de la intrare. La clădirea centrului de recuperare am montat centrala de ventilație cu recuperare de căldură. Am finalizat montarea tubulaturii de ventilație la piscină, am terminat de gletuit și de vopsit pereții și tavanele, iar pe exterior am finalizat montarea hidroizolației la fundație. Spre sfârșitul lunii martie, domnul Ian a terminat de pictat altarul. În luna aprilie, la biserică, s-a pictat pantocratorul. La clădirea centrului de recuperare s-a început montarea termoizolației la fațade și a plăcilor de HPL la copetin de la intrare și de la terase. Pe interior, o nouă firmă a început montarea gresilor și a tavanelor casetate. La clădirea cazării am montat degivrarea pe terase și alei. Am turnat apoi șapă peste ele și la interior am montat ventil convectoarele. În luna mai am început configurarea aleilor din jurul centrului și am turnat aleile grinea senzorială și am montat gardul la terenul de fotbal. La clădirea cazării am etanșat copetinele cu spumă, am montat HPL-ul furniruit, iar la interior am montat țevile la ventil convectoare și am etanșat cu folii anticondens băile. La bisericuță, în luna mai, am turnat asfalt pe trotuarul perimetral și pe interior am continuat cu pictura în turlă. Tot în luna mai, la clădirea centrului de recuperare, am montat hidroizolația pe copertina de la intrare, am montat tablă fălțuită pe acoperișul piscinei și am început montarea mozaicului la piscină. În luna iunie, fațada la cazare a fost pregătită pentru decorativă, iar la interior am finalizat placarea cu rigips a pereților și a tavanelor. La clădirea centrului de recuperare, fațada este de asemenea pregătită de decorativă și atunci am continuat pe interior cu placarea mozaicului la piscină pe care l-am finalizat. Am finalizat demontat gresia în
vestiarele și băile beneficiarilor în vestiarele și băile angajaților. Tot la clădirea centrului de recuperare, curtea interioară este pregătită de amenajare și a montat centrala de tratare a aerului pentru piscină. Spre finalul lunii iunie, domnul Ioan a terminat de pictat turla la biserică și a reușit să finalizeze chiar și pictura de sub turla. În zona exterioară s-a continuat cu montarea bordurilor și pregătirea aleilor de asfaltat și s-au pregătit toate spațiile verzi cu pământ.